Un nou proiect eolian a intrat în faza de avizare în județul Iași, investiția urmând a fi una de anvergură, având în vedere capacitatea de 352 de megawați. Această informație apare într-un certificat de urbanism emis recent de Consiliul Județean, întrucât proiectul este propus pe raza a 5 comune. La acest moment, singurele informații certe despre noul parc este că intenția beneficiarului este să amplaseze turbinele pe terenuri din extravilanul comunelor Cristești, Moțca, Valea Seacă, Ciohorăni și Miroslovești. În proiect este implicată o firmă de experiență în domeniu. Prin astfel de investiții, Iașul devine un pol important în energia verde.